În continuare descoperim talentele din Republica Moldova. Evelina Rusu are doar 6 anișori și să știți că, deși are o vârstă destul de fragedă, deja ne duce faima peste hotarele țării, participând la o multitudine, o mulțime de festivaluri internaționale de muzică. Deci, din Germania, Macedonia, Bulgaria, Malta, România și multe, multe, multe alte țări. Și să știți că are o mulțime de Grand Prix-uri în palmaresul ei și multe premii de locul întâi. Bună dimineața, Pui! Bună dimineața! Vai de mine, ce dulce ești! Cum te simți? Ești bine? Ai reușit să te trezești? Da, te-ai trezit. Bun, tu ai doar 6 anișori. Deja tu ai reprezentat Republica Moldova la foarte multe concursuri naționale și internaționale. Da. Și cum te simți tu? Foarte bine, sunt bucuroasă și până acum am fost la foarte multe concursuri. Germania, Malta, Macedonia, Bulgaria și București. Bine, și unde te-ai simțit tu cel mai bine? Care țară ți-a plăcut cel mai mult? În toate m-am simțit foarte bine, că toate erau foarte minunate și mi-a plăcut. Da, este un răspuns de prințesă. Tu știi că ești frumoasă ca o prințesă? Chiar mai mult decât ca o prințesă. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Da? Cui se datorează? Cu mănica sau cu tine? Cu cine se mi-a? Cu mămica. Sigur că da, cu mămica, pentru că, da, fetele frumoase seamănă cu mămica. Eu știu că tu ai o invitație foarte importantă în acest an. Știi despre ce vorbesc? Știi. Vreau să-mi dai mai multe detalii. Eu, la anul viitor care vine, o să plec în București și în Italia. În Italia, da, o să mergi la fel la concursuri acolo, da? Da. Videoclipul tău pe care l-am văzut pe YouTube, dă-mi voie să-ți spun și să te felicit în același timp, ai peste 28 de milioane de vizualizări. Tu realizezi ce sumă e asta, ce înseamnă? Pentru asta mă bucur foarte mult și înseamnă că m-au văzut foarte multe lume din foarte multe țări și mă admiră și sunt foarte, foarte mândră de asta. Sigur că da, părinții se vezi tu ce mândri sunt, pentru că te-au văzut foarte, foarte multă lume, mai exact 28 de milioane de vizualizări. 28 de milioane, atenție, este, da, cu piesa pe care o să ne-o interpretezi pe final de matinal, da? Mama Mia, Mama Mia, Mama Maria? Da, așa se numește. Este un cover, dar tu știi că formația care a cântat-o pentru prima dată această piesă sunt din Italia, sunt italieni. Da, știu. Știi? Și din câte știu că și ei ți-au apreciat videoul tău și piesa, da? Da. Și tu o să mergi în Italia la ei în ospeție? Da. Bun, tu în CV-ul tău scrii că mai faci și modeling. Da, și să faci modeling trebuie să fii elegantă, să mergi foarte bine, să nu te uiți în jos și să faci poze în fața lumii. Da, pozele sunt deja așa, ca un atribut, dar să fii profesionistă pe podium, da, este un lucru mare. Și cariera ta de modeling, bineînțeles, ușile sunt foarte larg deschise. Mai mult decât atât, în acest an tu vei merge să ne reprezinți țara, Republica Moldova, la campionatul mondial de talente din Los Angeles, Hollywood 2019. Da? Da. Când se va întâmpla? Când se va întâmpla toată istoria asta? La 6 anișori deja merge la Hollywood. Când trebuie să mergi în America? La vară. La vară, da? Și cum te pregătești tu de acest concurs? Că este unul foarte serios. Mă pregătesc foarte bine. Învăț din ce în ce mai mult ca să cânt foarte bine acolo. Bine, dar ce piesă, ce înveți tu, ce anume înveți? O să pregătesc o piesă nouă. O piesă nouă? Ia, da, interpretată de cine? Nu știu încă, dar... Deocamdată nu știu, ok. Bine, dar tu limba engleză o înveți, pentru că acolo, în Los Angeles, va trebui să comunici cu băieții, cu fetițele de vârsta ta, în limba engleză. Da, Do you speak English, ca să zic așa? O să învăț.
Bine, până la vară mai ai timp, mai ai vreo 3 luni de zile spațiu suficient încât să înveți. Și cu cine vei merge? Cu mămica și cu tăticul? Doar cu mama. Doar cu mama. Bineînțeles, tata trebuie să rămână acasă, să muncească, da, să facă bani, pentru că trebuie să achite toate micile plăceri ale prințesei, nu? Da. Bine, e o plăcere nemaipomenită. Evelina Rusu, dragilor, la noi în ospeție, în această dimineață. Să știi că tu mi-ai făcut ziua, mi-ai făcut dimineața. You made my day, dacă îmi dai voie să spun așa. Pe final de matinal te ascultăm cu minunata ta piesă, da? Ia vedeți ce buburuză frumușică și talentată avem aici. Tu rămâi, te rog, frumos pe loc. Bine, o să te servim cu ceva foarte gustos la bucătărie ce se gătește acolo. Bine?